Deși o vedem tot timpul zâmbitoare și cu o energie incredibilă, Cruduța se confruntă în continuare cu problemele de sănătate. După ce în urmă cu ceva timp medicii au descoperit că fosta asistentă TV are diabet, iar în prezent se află sub tratament, Cruduța a descoperit că acum are și alte probleme de sănătate pe care le-a căpătat în urma unei răceli puternice. N-ai fi zis niciodată despre Daniela, care este atât de zâmbitoare, atât de pozitivă, atât de energică, atât de plină de viață și de chef, de distracție, până la urmă că poate să întâmpine astfel de probleme. Totuși, diabetul este o boală cu care, cel puțin tinerele de vârsta ei, nu se confruntă. Da, dar să luăm în calcul că sunt foarte mulți copii care se nasc cu diabet și ajung la maturitate. Adică nu este chiar un capăt de țară care are diabet. Dacă îl ține sub control și are și toate posibilitățile să-l țină sub control și stilul de viață să-l adapteze la această boală, și că tot, fi un impediment și că tot ai menționat de stilul de viață. O cunoaștem pe Daniela Crudu și dintotdeauna i-a plăcut să petreacă. Acum va trebui să o lase mai moale, pentru că nopțile pierdute... Crezi că o să poată? Dacă ține la sănătatea ei, da, și din câte știu, este o fată foarte... Personal nu o cunosc, dar este o fată foarte smart, din câte am văzut. Adică, știi, e un fel de pisică din aia care cade tot timpul în picioare. Păi, cade tot timpul în picioare, pentru că nici viața și nici copilăria Danielei Crudu nu au fost ușoare absolut deloc. Ea, în primul rând, muncește de când era mică. Părinții ei despărțiți de foarte mult timp, cu mama care muncește în Italia. Tatăl... Și pe care i-a ajutat, din câte știu. Și pe care i-a ajutat și pe tatăl său, pe care îl ajută foarte tare în continuare. Și Daniela, la un moment dat, vorbea de anumite bătăi pe care le primea în copilărie, chiar de la tatăl său. Bine. Între timp, înseamnă că și-au reglat, sunt, da, și relațiile au ajuns la un consens foarte bun. Crezi că în viață primim din când în când anumite lecții pe care, din care trebuie să învățăm și care ne ajută cumva să devenim mai puternici și să mergem mai departe? Inclusiv oamenii care ne apar în viață sunt lecții. Totul nu este o lecție. În momentul când întâlnim oamenii, ce ni se întâmplă cu ei, drumul pe care îl parcurgem și la un moment dat dispar. Înseamnă că ne-am încheiat socotelile cu acele persoane. Deci da, într-adevăr, se întâmplă. Nici sentimental Daniela Crudu nu și-a găsit încă alesul, ca să spun așa. A avut la un moment dat o tentativă. De ce? Pentru că ea dintotdeauna și-a spus că își dorește o familie, că își dorește un copil. Dar stilul de viață pe care l-a avut până în momentul de față, nu știu acum dacă îl mai are, automat că nu are cum să ducă la ceva foarte serios. Crezi că aceste probleme de sănătate sunt un semn? Cum că ar trebui să o lase mai moale totuși? Toți primim niște semnale de la propriul nostru corp la un moment dat. Acum, unile depinde cum le percepem și cum le interpretăm și cum le dăm sens pe viitor. Presupun că da, depinde acum cât de mult, că și diabetul ăsta poate să fie un diabet incipient, poate să fie de mai multe feluri, nu este un diabet foarte agresiv. Doamne ferește să nu degenereze, exact. Noi iubim pe Cruduța și îi dorim sănătate. Oricum este tânăr, hai să luăm în calcul, este foarte tânără și are timp să... Da, știi cum e, nu trebuie să se joace neapărat cu asta. Mai multă grijă de tine, măi, fato. Hai să o ascultăm și pe Ștefania să vedem ce știri mai are pentru noi.